lumea în care trăim este mai frumoasă în miit, datorită sunetelor, trilul păsărilor, adierea vântului, foșnetul ierbii sau al frunzelor, gânguritul copiilor, trilul păsărilor, totul este sunet. Totul este voce. Vă invit astăzi la o lecție despre voce, despre sunet. Sunt Viorica Olejnic, profesoară de limba și literatura română și vă îndemn, dragi elevi de clasa a 6-a, să mă urmați cu încredere la o lecție de fonetică. Am să vă rog să priviți cu atenție imaginea proiectată pe ecran. Știți ce reprezintă? Poate ați văzut vreodată acest obiect într-un muzeu. Este un fonograf. Ce este fonograful? Un instrument e primul aparat utilizat pentru înregistrarea și redarea analogică a sunetelor. Înregistrarea se făcea printr-o pâlnie amplificatoare, la capătul căreia se află o membrană elastică, de care este legat un ac, al cărui vârf se sprijină pe cilindrul de ceară. Cilindrul este rotit cu viteză constantă de un mecanism. Prin vibrația membranei, acul se deplasează perpendicular pe cilindrul din ceară, în care sapă un șanț cu adâncimi diferite, în funcție de intensitatea sunetului. În imaginea alăturată, vedeți o fotografie în care apare chiar inventatorul fonografului și acest inventator este Thomas Edison. Fonograful a fost inventat în 1877, iar numele lui Edison probabil vă este cunoscut datorită faptului că a inventat becul în anul 1879. E cazul să continuăm cu povestea cuvântului fonograf. Care a fost meritul acestui aparat, deci meritul inventatorului? Ce plus de valoare a adus acest instrument în civilizația noastră? În România, fonograful a fost utilizat pentru culegeri de folclor sau pentru cercetări lingvistice. În 1910, de exemplu, Bela Bartok a cules și înregistrat cu ajutorul fonografului 260 de melodii populare românești din Transilvania. În 1912 și 1916, folcloristul Dumitru Georgescu Chiriac a cules cu ajutorul fonografului 108 melodii populare românești. Începând cu anul 1928, Ovidiu Dințușanu și asistentul său au colindat prin diverse ținuturi locuite de români și cu ajutorul fonografului au înregistrat diverse graiuri ale românilor. Sintetizând informația, vom spune că fonograful a contribuit la salvarea multor cântece din folclorul românesc care s-ar fi pierdut în negura timpurilor dacă nu ar fi fost înregistrate, dar a contribuit și la păstrarea sau conservarea formelor de limbă vechi și regionale. Să ne întrebăm acum, de unde vine denumirea acestui aparat, fonograf? Fono vine de la fonii, cuvântul grecesc fonii, cu accentul pe i, care înseamnă voce. Iar graf vine tot de la cuvântul grecesc grafo, care înseamnă a scrie. Deci dacă am traduce literalmente, acest cuvânt ar reieși un aparat care înscrie, înregistrează vocea. Notează-ți etimologia acestui cuvânt, fonii, voce și grafo, a scrie. Limba română actuală conține și alte cuvinte cu morfemul fono. Acestea sunt fonogramă, fonotecă. Cuvântul fonotecă ar trebui să te ducă cu gândul la bibliotecă, așa cum biblioteca este o acumulare de cărți, dar și încăperea în care se păstrează aceste cărți. Fonotecă este totalitatea unor înregistrări, dar și locul unde se păstrează aceste înregistrări. Fonoscop, care este un instrument medical care măsoară bătăile inimii și tensiunea arterială. Polifonie, care este o orchestrație din mai multe sunete. Și fonetică, știința despre sunet. Amintesc, lecția la care v-am invitat este o lecție de fonetică. Să ne amintim ce ați studiat din fonetică în clasa a 5-a. Am să vă rog să faceți și notițe în caiet. Așadar, din clasa a 5-a trebuie să știți
că sunetul este cea mai mică unitate sonoră a limbii, că sunetele se împart în vocale și vocalele sunt A, E, I, E, I, O și U, că sunetele sunt și consonantice, iar consoanele sunt B, C, D, F și așa mai departe, iar litera, ați învățat în clasa a 5-a, este reprezentarea grafică a unui sunet. Adică, dacă ne ducem să urmărim vocalele, observăm că vocala U poate fi reprezentată prin litera U din A, dar și prin litera U din I, pentru că litera, repet, este reprezentarea grafică a unui sunet. Tot în clasa a 5-a ați învățat că semivocala este un sunet vocalic, dar nesilabic, pentru că semivocala nu formează o silabă. Iar semivocalele în limba română sunt E, I, O și U. În continuare, vom trece la studiul noțiunilor de fonetică din clasa a 6-a. Așadar, prima noțiune pe care trebuie să o studiem este noțiunea de diftong. Probabil cuvântul îți este foarte cunoscut, cu siguranță ai auzit de diftong la grădiniță, cu atât mai mult în clasele primare. Hai să vedem totuși ce este un diftong, să vedem care e definiția noțiunii. Diftongul este un grup de sunete format dintr-o vocală și o semivocală rostit acest grup în aceeași silabă. Să exersăm analizând fonetic următoarele cuvinte: soare, iarbă, iubire, pui, femeie, creastă, ploaie. În cuvântul soare, diftongul este oa. Am marcat cu literă mică semivocala și cu majusculă vocala. Oa este un diftong, deoarece este un grup de sunete format din semivocală și o vocală, observ. Cum îmi dau seama că A este vocala și O este semivocala? Din simplu motiv că la împărțirea în silabe, O nu poate constitui o silabă. Eu nu pot separa în silabe felul următor: so, a și re. Ci vă zice soare. Sunetul pe care îl pot întinde, îl pot cânta atâta timp cât îmi ajunge aer în plămâni este A. Deci A este vocala, O semivocala. În cuvântul iarbă, diftongul este ia, semivocala I și vocala A pe care o pot întinde. Pe I nu îl pot cânta, pe I nu îl pot separa în silabă, I nu formează o silabă. Iubire. Diftongul este U. Vocala este de data aceasta U, iar I este semivocala. Pe când în cuvântul pui, I, semivocala, observ, este plasată după vocală. Femeie. Diftongul este E. În cuvântul creastă avem diftongul ia, iar în cuvântul ploaie avem doi diftongi, diftongul oa și diftongul e. Observăm din acest slide că sunetul e poate fi la un moment dat vocală, iar în altă situație semivocală. Să mai exersăm în baza următoarelor exemple. Și am să te rog să-ți faci notițe. Așadar, pe slide-ul ce urmează, am marcat vocalele cu albastru deschis și cu roz intens am marcat semivocalele. În cuvântul iubit avem diftongul U, dar și vocala I. Observ că în componența diftongului U, I este semivocală. În consoana a doua a cuvântului bit, I este vocală. În cuvântul pui, care conține diftongul ui, I este semivocala și U vocala. În cuvântul puișor, atât U cât și I sunt vocale, pentru că ele formează silabe separate, puișor. În cuvântul rouă găsim diftongul ue cu E vocală și U semivocală. În cuvântul înrourat, U este deja vocală. Hai să vedem de ce în rouă face parte din diftong și este semivocală, iar în cuvântul înrourat este vocală. Regula este simplă.
Rouă se împarte pe silabe doar într-un singur fel. Rouă. U nu poate forma de unul singur o silabă. Deci este semivocală, face parte din diftong. Pe când în celălalt cuvânt, el formează independent o silabă, silaba U. În ro, u, rat. Un caz similar îl avem și în următorul exemplu. Roi, diftongul oi, cu vocala o și i, semivocala, iar în verbul a roi, care înseamnă a face roi, a zbura ca un roi, avem două vocale, pentru că ele se separă în silabe diferite. A, ro, i. Ploaie. În cuvântul ploaie avem doi diftongi. Așadar, e cazul să reținem că dintre sunetele vocalice ale limbii române, a, ă și î pot fi doar vocale, iar e, i, o și u pot fi atât vocale cât și semivocale. Să avansăm în zona de performanță. Diftongii sunt de două feluri, diftongi ascendenți sau urcători și descendenți sau descrescători, coborători. Diftongul ascendent e format dintr-o semivocală și o vocală, pentru că vocea urcă, e, de, r. Iar diftongul descendent dintr-o vocală urmată de o semivocală, pentru că vocea coboară. De exemplu, în cuvântul ei, ei, diftongul ei este descendent, pentru că începe cu vocala e și la semivocala i, vocea trebuie să coboare, ei, ei. O altă noțiune pe care urmează să o studiezi în clasa a șasea este noțiunea de triftong. Diftong, două sunete, triftong, trei sunete. Așadar, notează-ți. Triftong este un grup de sunete format dintr-o vocală și două semivocale, grup rostit în aceeași silabă. Să exersăm în baza următoarelor cuvinte. Lăcrimioară, tigroaică, ursoaică, veneai, veneau, preiau și lioarcă. În cuvântul lăcrimioară, triftongul este ioa. El se conține în silaba mioa. Am zis că triftongul este un grup de trei sunete, o vocală și două semivocale care se conțin într-o silabă. Eu nu pot împărți altfel în silabe cuvântul decât lăcrimioară. Tigroaică. În acest cuvânt, în silaba groai, identificăm triftongul oai. Ursoaică, triftongul oai. Veneai, triftongul este iai. Am marcat pe slide, dacă observați, cu roz semivocalele și cu albastru vocalele. Veneau, triftongul este iau. În cuvântul preiau, triftongul este iau, cu i deja. Și în lioarcă, triftongul este oa. O altă noțiune pe care urmează să o studiezi în clasa a șasea este noțiunea de hiat. Fii gata să-ți notezi. Hiatul este o alăturare sau o vecinătate de două vocale deja care fac parte din silabe diferite. Este curios faptul că însuși cuvântul hiat conține un hiat, pentru că îl împărțim pe silabe în hi și at. Am proiectat pe slide și imaginea unei ii. Oare ce o fi având o ie cu hiatul? Nimic altceva decât faptul că ie este un cuvânt românesc compus din două silabe, iar silaba este compusă dintr-o singură vocală și acesta este un cuvânt care conține hiat sau probabil cel mai mic cuvânt cu hiat, ie. Să vedem care sunt vocalele în hiat în următoarele cuvinte. Aleie, avem hiatul ie, idee, același hiat, aur, faur, ideal, real, avion, hiatul este io, ion, hiatul este io, zoologie, în acest cuvânt observ două hiaturi, o și e, pietate și prieten.
Cu siguranță nu vom face o confuzie între hiat și diftong, pentru că diftongul rămâne în aceeași silabă, pe când hiatul înseamnă două vocale, în vecinătatea a două vocale, care la împărțirea în silabe trec în silabe diferite. Și vreau să mai rețineți forma corectă a următoarelor cuvinte. Deci, asiduu, perpetuu și continuu se pronunță cu hiat. Atenție, asiduu, perpetuu, care înseamnă continuu, etern, veșnic. Nu se va pronunța asiduu, perpetuu și continuu cu diftong, ci doar cu hiat. Și vă mai propun să avansăm în ortografie, dar și ortoepie, care înseamnă pronunțare corectă. Deși în graiul moldovenesc pronunțăm pâine, mâine, câine, mâini, în limba literară aceste cuvinte se scriu cu î și i și se pronunță cu diftongul î. Deci pâine, mâine, câine și mâini. Încă o situație curioasă în limba română. Observă cuvintele. El, este, eram. Aceste cuvinte ilustrează situația când o singură literă, adică E, corespunde unui diftong. Noi spunem el, este, eram și nu el, este și eram. Este o pronunțare greșită. Așadar, să recapitulăm. În cuvântul învățătură avem patru vocale. Î, ă, ă și ă. Deci dintre care ă se repetă de trei ori. Și cinci consoane sunt n, v, ț, t și r. În cuvântul învățătoare avem cinci vocale, sunt î, ă, încă un ă, a și e și o semivocală care face parte din diftongul oa. Deci dintre aceste cinci vocale, una, vocala A, formează împreună cu semivocala O, diftongul OA și cinci consoane. În cuvântul fuioare, împărțit în silabe în felul următor, fu-io-are. Identificăm trei vocale și acestea sunt U, A și E. Două semivocale, I și O și două consoane, F și R. Acest cuvânt în silaba a doua, ioa, conține triftongul ioa. În acest triftong, a este vocala, i și o sunt cele două semivocale. Cuvântul poezie, care se scrie cu oie și nu cu oie, cum se mai întâmplă greșit, avem două hiaturi, hiatul oe și hiatul ie. Poezie. Deci, în total, avem în acest cuvânt patru vocale și două consoane. Bineînțeles că tu vei exersa fonetica prin diferite sarcini pe care ți le va da doamna învățătoare sau domnul învățător de limba și literatura română. Dar îți mai propun să înveți jucându-te. De exemplu, ia-te la întrecere cu prietenii. Cine numește, uitându-se prin încăpere, cât mai multe cuvinte ce conțin diftongi sau vocale în hiat? Sau, cine își amintește cât mai multe nume de țări, orașe, râuri și munți care conțin vocale în hiat sau diftongi? Aici se încheie lecția noastră de fonetică. Vă îndemn să perseverați în studiu și vă aștept și data viitoare.